Traian Băsescu îi spulber visele lui Liviu Dragnea, cine va fi următorul presubliniere-dinte al României. Fostul presubliniere-dinte al României, Traian Băsescu, îi spulber visele subliniere-F-ului PSD, Liviu Dragnea. Chiar dacă nu a spus-o niciodată, e foarte posibil ca Dragnea să candideze în 2019 la alegerile prezidențiale. Băsescu nu îi dă nicio subliniere în subliniere, îi spune ce actualul subliniere-șef al statului, Klaus Iohannis, are toate sublinierea însele să când subliniere tige un al doilea mandat fără prea mari probleme. Dacă nu se întâmplă niciun cataclism, Klaus Iohannis când subliniere tiga alegerile. Eu dau multe subliniere anse se candideze din nou decât să merg la Consiliul European. Dacian Ciolo subliniere este un bun funcționar. Dacă nu are erori de parcurs, Iohannis nu poate pierde al doilea mandat. Avem două variante pentru presubliniere din CIA României de la PMP, a spus Băsescu în direct la România TV.